Regiunea noastră este un unicat, o adevărată placă turnantă a Europei după multitudinea de minorități ce conviețuiesc aici în bună înțelegere și respect reciproc. Români, unguri, slovaci, germani și mulți alții. Limba maternă a fiecărei etnii este acea punte de legătură cu istoria, tradițiile și graiul strămoșilor. O olimpiadă regională pentru elevi a găzduit recent orașul de reședință a Transcarpatiei, Ujgorod. Peste 20 de discipoli ai profesorilor din satele românești au ținut probele olimpiadei regionale de limba și literatura română. Tinerii au venit din toate școlile cu predare în limba română, gata să demonstreze că au la ei cuvintele și condeiul. Noi am deschis în mod festiv cea de-a treia etapă a olimpiadelor la limba și literatura română. Vreau să subliniez că Departamentul Învățământului și Științei, Institutul de Studii Postuniversitare, acordă atenție sporită pentru a asigura calitatea și accesul la învățământ în limbile minorităților naționale. Noi edităm multă literatură de specialitate, manuale, organizăm conferințe. Și iată, a treia etapă a olimpiadelor școlare este la fel una din posibilitățile de pregătire a copiilor noștri. Laureații olimpiadei regionale vor participa la cea de-a patra etapă, cea națională. Prima ediție a fost anul trecut, la care au participat și elevi din Transcarpatia. Să fii olimpic regional nu este ușor, dar performanța răsplătește. E o activitate incomparabilă, odată cu activități ce te mențin în priză. Nu ai prea mult timp pentru alte activități, dar e o mândrie să știi ce faci și să faci mai bine decât alții, consideră elevele venite la concurs. Noi ne aflăm astăzi la Olimpiada Regională de Limbă și Literatură Română. Această olimpiadă se desfășoară, practic, mai mult de 20 de ani, da? Și eu aș zice că nu se schimbă aproape nimic, nici nu scade interesul față de olimpiadă, nici nu aș zice că crește. De exemplu, în anul acesta au venit mai puțin copii, dar sigur din motive de sănătate, deci din motive că sunt bolnavi și n-au putut să se prezinte la această olimpiadă. Dar să vedem, să zicem că este mai puțin interes sau este mai mult interes. Eu aș zice că copii buni au fost, sunt și vor fi. Și nu oricine poate să fie filolog. Nu oricine are pasiunea limbii. Și nu oricine poate să fie filolog. De aceea, sigur că din acel număr de elevi pe care îi avem la școlile noastre, sigur că un procent careva, deci un număr careva de copii, ei atrag atenția limbii și literaturii române și ei participă la aceste olimpiade și dau rezultate bune și dau dovadă de cunoașterea limbii. Завжди була на один крок попереду Хорська. Чому? Бо ви знаєте, у нас не було четвертого етапу, але вже поспіль 10 років Чернівці організувала після третього туру третій відкрив. Студієрія лімбі румини întotdeauna era cu un pas înainte a studierii limbii maghiare. De ce? Pentru că înainte nu erau etapele superioare ale olimpiadelor școlare. Cernăuțul acum organizează Olimpiada Națională. Sarcile pentru etapa a treia erau similare cu cele de la olimpiadă pe țară, în mod neoficial. Anul trecut, la etapa a patra, au fost invitați copiii din Transcarpatia. Puteți să mă credeți sau nu, puteți să puneți în emisiune, dar așa a fost. Ne s-a dat cota de participare de 6 persoane. Inițial erau prevăzute doar 4 locuri, dar ni s-a permis 6. Spre regret, un copil nu s-a putut prezenta, a fost anunțată cu întârziere, s-a îmbolnăvit și a rămas acasă. A doua a scris, dar s-a îmbolnăvit din păcate la Cernăuți. Astfel a rămas 4 concursanți. Și n-a fost deloc simplu ca la Cernăuți să fii performant. Noi ne-am plasat pe locul 3. Posibil că se putea și mai bine. Eu insistam ca și profesorii noștri să fie în juriu. Astfel, Ana Pulisca a fost membru a juriului. Am avut și un expert consultant. Și în acest an va fi organizată cea de-a patra etapă. Ne vom pregăti asidu. Va fi o săptămână de training în prealabil. Vom lua mulți copii. Cota este de 5 persoane. Із Чернівця більше дітей, ми б взяли б більше місць. Бо розумієте, чим менше дітей, тим менше виставляють місця. Копії din localitățile românești au posibilitatea de a demonstra și perfecționa aptitudinele și talentul prin participarea la diferite concursuri și manifestări. Maria Iovti, Eleonora Vlad, Claudiu Ractei, Valentina Simionca. Copiii menționați sunt cei care prin participare la concursuri și prin cunoștințe acumulate au demonstrat și de această dată că știu ce înseamnă performanța și a fi performant. Se schimbă și depinde foarte mult de atitudinea părinților față de învățământ.
Trăim într-o perioadă grea, într-o perioadă de criză, când materialul domină spiritualul și interesele materiale sunt deasupra celor spirituale, dar totuși noi, profesorii de limbă și literatură, ne stăruim să ținem flacăra aprinsă și să educăm la copii dragostea de limbă maternă, pentru că suntem aproape singurii care o facem în comunitățile române din Transcarpatia. Tot sufletul, ca să fi venit cu ceva nou, pentru că lucrurile nou atrag de cele mai multe ori și sper să introducem pe tinerii măcar de la noi din sat, din Biserica Albă, mult mai mult în să-i îndrăgostim mult mai mult de limba și literatura română. Ca profesor, eu am învățat foarte mult, am învățat să mă descoper, am învățat că lumea alături de copii este o lume extraordinar de minunată. Lucruri interesante și aceste lucruri le învăț și le redescoper în fiecare zi. Ce să vă spun, computerizarea pe copii cam distanțează de procesul de învățământ. Ei s-o cut că cititul cărților ia mai mult timp. Asta se observă. Se observă la copii, copiii nu prea citesc. Se observă. Mai ales la lecțiile, la orele de limbă și literatură. Indiferent, ucraineană sau limba română. Ar fi de dorit, de lucrat asupra acestei probleme mai mult ca copiii să citească. Să citească cărți, literatură. Dramaturgul român Ion Luca Caragiale s-a născut pe 1 februarie 1852 în comuna Haimanale, județul Prahova, țara românească. Numele Caragiale este și acum la un secol distanță sinonimul excelenței ca dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist. Spre deosebire de contemporani precum Eminescu, opera lui Caragiale a avut parte de recunoaștere încă din timpul vieții sale, însă drumul său nu a fost nici cum pavat cu flori. Caragiale a fost criticat și desconsiderat în aceeași măsură în care s-a bucurat de succes. Până la urmă, deși a scris doar 9 piese de teatru, faptul că a reușit să reflecte cu acuratețe realitățile, limbajul și comportamentul românilor l-a făcut cel mai apreciat dramaturg al acestei țări. O dovadă de netăgăduit fiind influența operei sale asupra altor dramaturgi de impact precum Eugen Ionesco. În mod sigur, Caragiale nu a fost un om simplu și ușor de înțeles de către contemporani, cu atât mai puțin unul care să se facă plăcut. Activitatea politică, la mai mereu un centru în conflictul de pe urma cărora s-a văzut nevoit să renunțe în timp la tot ce a însemnat cariera pentru el. Când vorbim despre Caragiale, practic vorbim despre un om, un artist, un scriitor, un dramaturg, un filozof, un existențialist, care a marcat nu numai o perioadă istorică a României, ci rămâne și practic marchează destinul psihologic până la urmă al unui popor întreg. Caragiale este pentru români cum este Shakespeare pentru englezi, Molière pentru francezi, Goldoni pentru italieni, fără să aibă însă o operă atât de vastă ca ceilalți. Caragiale a scris puțin, dar aceste puține piese depășesc rampa teatrului propriu-zis și intră profund în conștiința ființei noastre. Ca director al Teatrului Național din București, a rezistat un singur an. Deși beneficia de sprijinul necondiționat al lui Titu Maiorescu ca jurnalist, a ales drept armă ironia, o alegere prea puțin înțeleasă, care a lăsat societății din epocă impresia unui ziarist alunecos, ce urmărește mai degrabă propriile interese decât îndreptarea relelor din societate care îi deranjează pe oameni.